Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dimineața. Mutăm arena astăzi în Ucraina, de unde vin dezvăluiri interesante despre faptul că, citez, prietenii lui Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei, prietenii din showbiz ai săi, își fac averi în perioada războiului, produc drone militare, realizează filme patriotice și vând energie către capitala Kiev. Aceasta este o investigație a presiei de la Kiev, în care presa de la Kiev arată că diverse personaje, de la scenaristul celebrului serial Slujitorul Poporului, cel care l-a propulsat în spațiul public cu o mare forță pe Volodymyr Zelensky înainte de a ajunge om politic și apoi președintele Ucrainei, până la alți prieteni legați de zona de producție de TV, au devenit unii dintre ei magnați ai zonelor militare sau energetice sau imobiliare, chiar în această perioadă de război. Am două precizări, cred că importante de făcut în fața acestor lucruri. Cine a găsit din România și a publicat în Libertatea acest articol și cine a găsit informațiile și le-a publicat în Ucraina? Cred că este important să spun lucrul ăsta. Omul care a publicat în Libertatea în această dimineață articol se numește Marin German. Este un jurnalist român, de origine română, din Ucraina, de la Cernăuți, care în momentul în care a început războiul s-a refugiat în România împreună cu familia sa. El a devenit membru al echipei Libertatea, este ziarist, vorbește ucraineană, română și rusă, acoperă foarte bine ca jurnalist spațiul, nu doar Ucraina, ci și întregul spațiu al fostei Uniunii Sovietice și face asta de foarte multă vreme. Este un jurnalist experimentat, echilibrat, a produs zeci și zeci de articole în acești aproape 2 ani de când a început războiul din Ucraina. Okay. Al doilea lucru important este cine a făcut dezvăluirile astea, cât de credibile sunt ele, pe ce se bazează. Pentru că ele sunt într-adevăr șocante și încet, încet, de o săptămână au apărut, la început nu au avut mare ecou nici în Ucraina, dar după aceea au început să facă vâlvă și vorbim imediat despre asta. Deci cât de credibile sunt și cine le-a făcut. Publicația se numește Glavkov, este ca rating a 8-a publicație din Ucraina și este în general percepută ca o publicație echilibrată, orientată preponderent spre investigațiile jurnalistice. Din 2014, site-ul Glavkom este interzis pe teritoriul Rusiei, ca și alte publicații din Ucraina, deci încă înainte de a începe acest conflict. Cum au ajuns la informații? Jurnaliștii au folosit surse publice. Ucraina are, spre meritul ei, o bază de date unificată, un fel de registru comerțului din România, în format electronic, și dacă cauți pe internet și știi să cauți, vei afla numele firmelor, proprietarii, licitațiile publice, ca și la noi, numai că la ei se pare că e mai bine pus la punct întregul sistem. Colegul nostru, Marin German, a verificat sursele publice pe care le-au găsit cei de la Glavkom, în sensul în care a văzut dacă firmele sunt alea, licitațiile sunt alea cu care s-au cumpărat energie electrică de pildă, și lucrurile se confirmă din această perspectivă. Acum, ca să-și dea seama oamenii cam despre ce este vorba. De pildă, există un cetățean rus care era scenaristul serialului Slujitorul Poporului. Numele lui este Oleksi Kirushchenko. Omul a înființat o firmă în 2022. De fapt, a devenit coproprietarul unei companii care se numește El Energo, înființată chiar în toamna anului 2022. La nicio lună de la apariția firmei pe piață, statul ucrainean i-a oferit licența necesară pentru furnizarea de energie electrică în Kiev, în capitala Ucrainei. Mai mult decât atât, același scenarist mai deține 5% din acțiunea unui grup compus din 3 întreprinderi ucrainene care produc drone pentru armata care luptă acum în Ucraina. Un alt personaj apropiat de Zelensky, un actor, da, un prezentator de televiziune și un actor, care se numește Yuri Gorbunov, a devenit coproprietar al unei dezvoltări imobiliare foarte mari, care se numește Space Plaza în Ucraina și care este deja antamată, susțin jurnaliștii de investigație. Asta nu poate fi un lucru de care poate, asta nu mai e factual, dar asta susțin ei, pentru eventuala reconstrucție a Ucrainei de după război, că va fi și un moment în care se va termina acest război. Cum spuneam, autoritățile ucrainene n-au răspuns
deloc, cu excepția directorului firmei care a spus că nu mai ziceți prostii, nu e adevărat, am citat. Intru în detaliu cazului că mi se pare foarte interesant, pentru că Marin German, colegul nostru, spune că informațiile s-au difuzat online într-o atmosferă din asta aproape de deja vu, în sensul în care ucrainenii, a fost o blocadă inițială a televiziunilor, dar ucrainenii și-au dat seama că citesc lucruri pe care le mai citeau și înainte de război. Pentru că modelul lor de dezvoltare incuba corupția. Era încă dinainte de război o țară care avea o corupție extrem, extrem de apăsătoare. Acum, de ce am dezvoluit lucrurile astea? De ce le-am publicat în România? Că nu le-am dezvoluit noi, că le-am publicat în România după ce am făcut demersurile despre care am povestit publicului, pentru că adevărul trebuie spus, mai ales prietenilor, așa se zice de obicei, da? Uh-huh. Și asta nu face invazia Rusiei mai puțin invazie criminală și neprovocată. Adică Rusia va rămâne. Când se va încheia războiul ăsta, indiferent cum se va încheia, nu va reține nimeni că Ucraina a invadat Rusia sau a atacat Rusia, ci dimpotrivă. Că regimul lui Vladimir Putin, într-un mod criminal, a atacat civili, militari, o țară care nu-l provocase, nu era o amenințare la adresa țării sale. Însă, trebuie să vedem și altă parte a peisajului economic, militar și uman de acolo. Tocmai pentru că Ucraina a primit foarte mulți bani, inclusiv din România, și va continua să primească, sigur, față de banii pe care le-au dat țările dezvoltate, ne-am dat mult mai puțin. Nu prea știm cât. Din păcate, la noi lucrurile astea au fost secretizate de la început. Și există obligația față de orice țară care primește un sprijin atât de extins și meritat din partea aliaților săi să regleze aceste chestiuni. În ultimele 2-3 zile afacerea a explodat pur și simplu informațional în Ucraina. Au preluat și posturi de televiziune și site-urile mai mari după ce au verificat și ele și au dat seama că informațiile sunt fapte, până la urmă sunt registrul comerțului, ca să folosesc o expresie foarte tocită, dar utilă pentru situația asta și în România. Deci asta e situația. Din păcate, prietenii lui Zelenski, unii dintre ei, au descoperit și ei că au bani mulți, că ajung în industria militară, că fac filme patriotice și că vând energie. Asta spune presa de la Kiev. Am înțeles. În cu totul alt registru. Mulțumesc pentru informații, Cătălin. În cu totul alt registru aș vrea să te întreb. Avem o întrebare din partea colectivului. Da. Dacă dumneavoastră în persoană, domnul Tolontan, ați transportat pe liniile ferate românești un bidon de 2 litri cu peștișori de la București la Sibiu zilele trecute. Da, deci asta era. Ați nu contează ce fac prietenul Zelenski, corect. Nu, asta e știrea, asta e breaking news-ul nostru astăzi. A fost observat și am primit semnale în acest sens. V-a observat inclusiv colega noastră, Alexandra Gavrila. Dacă puteți să ne dați într-un minut explicații pentru această situație ciudată. Este adevărat, mergeam spre Sibiu și un cetățean căuta pe cineva care merge până la Sibiu ca să ducă unui prieten acești pești într-un pet. Colega dumneavoastră a contribuit fundamental, pentru că nici cetățeanul, nici eu nu știam că dopul ăla mai trebuia scos. Clar. Deci peștii nu mai ajungeau. Eu nu cred că au supraviețuit. Ba da, și o să vă spun cu ce. Pe vremea când am intrat în jurnalism, exista o vorbă, pixul nu ținea liberi. Pixul nu ți-l ia nimeni. Da, pixul nu ți-l ia nimeni, era da. Forma. Și ce am ai găurit suflat? Cu pixul. Ah. Am găurit cu pixul, am găurit cu pixul, încet, încet, dopul. Asta încât peștii au supraviețuit. Asta înseamnă presa adevărată. De asta presa nu va muri niciodată. Bravo, Cătălin. Mulțumim foarte mult, Cătălin. Mulțumim. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.